Nici nu știu cum să vă zic astfel încât nici să nu vă faceți prea multe gânduri negre, să vă uitați și în continuare la emisiunea asta nenorocită care a ajuns să enerveze chiar pe toată lumea, domne. Dar mă uit la tot ce se întâmplă și am sentimentul ăla că nu facem deloc bine ceea ce facem. Sigur, trebuie să aveți în vedere că așa sunt eu, mai prăpăstios, mai ipohondru, familia și prietenii mă mai au peste picior pe treaba asta. Ideea e că de multe ori am dreptate cu temerile mele și atât de mult aș vrea să mă înșel în legătură cu ce va urma. Nu promit, nu mai zic despre încălzirea globală, vă las astăzi să treacă weekendul, mai bag de luni încolo. Mă refer la tot ce facem și mai ales la ce nu facem înainte să vină valul al patrulea peste noi. Pentru că o să vină, da? Suntem ca în filmul ăla, Taken, 1, 2, 3, ăla cu Liam Neeson. Vom fi luați, asta e clar. Ați văzut de astăzi alte relaxări făcute de guvern. De fapt, însuși premierul e atât de relaxat încât a votat greșit pe legea cu educația sexuală. A spus astăzi, da, că a greșit. Ce vreți, bă, am greșit și oricum nu trecea două încolo. În Parlamentul României, având în vedere situația votului prin telefon, astfel de erori vor mai exista. Este doar o eroare. Opinia mea a fost prezentată public și înainte și după și pare bine că este o soluție foarte clară. Uite, ar fi o chestie să poată să spună și copiii care au dat azi proba la matematică la evaluarea națională. Frate, am greșit, n-am fost atenți la niște subiecte, hai să mai dăm o dată. Câtă lipsă de responsabilitate la un prim-ministru. A votat greșit, așa și lasă, bă, că el are grijă de toată țara asta. Mai greșește omul, na? Las-o așa, mă, bosule. Uite, îți alegi care dintre cei doi vrei să fii și împarți premiul Tântălăul și Gogomanul cu domnul ministru Tâmpeanu, da, care e pe felie, dânsul, ca orice impostor traseist. Ia uzi. Este un vot care nu m-a interesat. Și cum l-ați dat? Nu m-a interesat. Deci ăsta a votat împotrivă, bă, și premierul și ministrul educației, da, dar pe el nici nu-l interesa votul, ați auzit? Dar de ce te mai duci, bre, la muncă? Hă? Stai acasă! Ești pe inimă rea, așa? Ești răscolit? Ești obosit? Ai insomnii? Rate la bănci? Bagă-ți medical, nu fii fraier! Na, ce să mă... Competență, valoare, specialiști, nu? Cum ziceam, alte relaxări de astăzi. Fix când îl auzeam pe Câțu cu relaxările, văzusem asta. Pentru august se estimează un procent de circa 70% circulația acestui virus, adică din toate cazurile de COVID-19, 70% vor fi cauzate de tulpina Delta. La sfârșit de august se estimează chiar o creștere de 90%. Practic, într-o lună, două, așa, vom fi bot în bot cu valul al patrulea. Nu mai încape nicio îndoială. Și din păcate, chiar dacă cele mai multe decese sunt alea mai vechi pe care le raportăm acum ca să ne iasă hârtiile după ce guvernul a măsluit datele și nu va păți nimic nici pentru asta, deja... A fost înregistrat primul deces cu tulpina indiană Delta în rândul bolnavilor COVID. Este vorba despre o persoană din județul Argeș. Da, începe. Pare că începe. Așa era și anul trecut prin februarie-martie, vă amintiți? Știam primii morți după nume. Să sperăm că nu va fi la fel. Doamne ferește să fie la fel. Dar să ne pregătim. Vaccinul e cea mai bună armă. Mă rog, asta cu pregătirea la instituțiile noastre nu înseamnă nimic. Iar la liderii noștri înseamnă... Trebuie să ne spălăm pe mâini. Da, cam asta ați făcut în pandemie. Stare de urgență, de alertă și v-ați spălat pe mâini de toate problemele. Și i-ați lăsat sau i-ați asistat pe unii să facă banul gros. Altă chestie pentru care nu veți păți nici pe dracu. Și un alt subiect despre care văd că nu se vorbește aproape deloc. Americanii sunt foarte îngrijorați de gripa sezonieră. Gripa clasică, domne, asta, comună, să-i zic așa. Se pare că anul ăsta își va face de cap și ea și va fi mult mai virulentă.
Lăsați, bă, că noi mergem cu toții la privat, dacă e. Da, acum că s-a dat ordonanța cu privatul, vom vorbi imediat. Atât zici, băi, statul, dă, bă, banul încoace că mă duc să mă tratez la privați. Și statul îți dă, da, știm ce-ți dă, cam ce ne dă de 30 de ani.